Sunt Viera Cheianu, am 72 de ani, sunt din satul Turușeni. Astăzi am să gătesc vițmani. Carolina, du-te și neadă niște cartofi din beșe, să facem niște ghițmani. Vera are două fiice. Vecina Carolina a rămas să împartă gospodăria cu mama. Astăzi sunt un sprijin una pentru cealaltă. Mama, m-a dus cartofi, hai să-i spălăm, să-i punem la fierb. Până fierb, greu să mai fac. Ghismani în familia noastră a început de când ne-am mutat în casă. Acasă, la mama mea, facem imposturi, aproape pește, 2-3 zile facem ghismani. Eram 5 copii la mama, 4 fete și un băiet. Băietul era cel mai mare, dar eu a doilea. Străbunica trăie tot cu noi. Zice mama bătrână, ne pune pe o masă rotundă și curățăm cartofii toți. Ei le ferma cu lingura și noi ștem și fiecare ne dădea câte un boțșor și îl facem pe masă rotundă. Așa. Facem ghițmănica lui și îi spune, că eu ne-am prăjut pe-a mie, dă-ne-o pe-a mie. Și el îmi spune, mă prăjește mama bătrână, pe-a mie. Și la mare, te dirighești. Numai cu bunica. Bunica îmi face mâncare, dar mama știe numai dealul. Dușe și face trudozile. Trudozile și trudozile. Femeia mai este dezmerdată în familie și Filuța, nume pe care l-a pus tatăl, care afirma că sunt prea multe vere în familie. Când v-ați căsătorit? La 20 de ani. De seama mea erau căsătorite și să mă căsătoresc și eu. Cum? Să rămân. Rămâi înainte, spune. Că o rămas ea, că nimeni nu e, nimeni. Am lucrat la Vridna Rabota 5 ani de zile. Și de-am avem pe Diana, fiica cea mai mare. Și mi era greu, lucram în două schimburi până la ora 10 și s-a făcut aici, în sat, un țâr. Făcea lăzi de sârmă. Și am lucrat 12 ani sfarșiță la toșina sfarcă. O vecină mă cheamă, haidem la ea că a lucrat la spital, la Lisanopă. Al ministrii la ea. M-am dus acolo și am lucrat în operațiune 10 ani și pe urmă m-am mutat în ginecologie 15 ani. Făceam curățenie. Acolo lucram o zi și două acasă. Și avem mult pământ și nu avem după acasă 12. Și atunci avem o 40 și soții. Trebuie să le lucrez. Trebuie să ne ocupăm cu ceva, să facem bani mai mult. Era începutul anilor 90, când oamenii adunau banii la cărticică, iar peste noapte aceștia s-au devalorizat de 1000 de ori. Cel mai greu ne-a fost cât să intre fetele la universitate. Banii n-avem, urăim fetele să învețe, n-avem după ce muri bărbatul. Nu a fost greu, timp și ala. Da, pe urmă, nu. Dar înainte și facem o cartoșică avem, că ghițmăniele facem, salată, vă două cartoșele, o șapă și o lui și asta mâncarea. Sau carne, nu, mai ținem păsări mai ținem. Dar așa nu, mâncare. De-am după ce ne-am făcut casa, de-am mai ușor cu toate cele. De-am fetele, au crescut mari, pot să mă ajute, mă bucur de dânsii nepoții și mă bucur ei. Când eram studenți, erau timpurile grele, cartofii nu prea erau, stângea lumină și inclusiv aceasta era o modalitate foarte bună și eficientă pentru timpurile grele, dar au rămas și o tradiție care cu timpul iată dispare. Cu timpul ți este dor. De ceea ce tu ai văzut în copilărie și îți prețuiești mai mult, anume când deja ești la maturitate. Când ești în copilărie, mai puțin. Așa eu am simțit. Cele mai gustoase ghițmane, recunoaște Vera, erau cele gătite de bunici. Și bunica în biscote și bunelul avea niște zolnice. Și bunelul așa le scutura el, pe urmă le pune jos, pe urmă le unge cu
pene de gâscă. Pene de gâscă muiem o lui și le zici le puiem unul la și asta și pe urmă de-am ne chema. Bunelul ăsta, lucru era al lui bunelul. Aveau gust mai bune și ele din cuptor. Erau parcă mai creșteau mai tare, creșteau. Am pus făină și acum amestecăm. Amestecăm, dacă cumva nu-i de ajuns, mai adăugem. Cât e cartoful, atâta făină. Dar ați gustat cândva chipsuri? Am gustat. Și cum vi s-a părut? Te îngrești de și zici că nu-s bune pentru sănătate, pentru și sănătate. Că aia asta e bun, sănătoasă, din o grada noastră, totul e natural. Dar nepoților, le plac ghițmanii? Le plac, tare le plac. Bunica transmite tradiția nepoților, băieților. Cel mare are 15 ani și taman e perioada sâvâră la mâncare. Adeseori spune că băieții nu trebuie să gătească mâncare, dar eu am o altă idee, că băieții trebuie să cunoască să gătească. Fiindcă dacă se nimeresc, se duc la studii, se scurce și singuri, fiindcă asta este o ieșire din situație. Dacă o să fie băieți mai târziu deștept și o să poată procura mâncare, asta tot este o modalitate, dar incipient ei trebuie să se scurce în viață. Da, Dan, ce s-a întâmplat? Am înțeles. Eu am spus că e după acasă. Bine, hai, papa. El a intrat, a văzut că e încălțămit, s-a dus prin spate, n-a intrat între ele. Ați vii și ați fac și el. Îi dăm de lucru. E că de grabă să începi postul. Și ghițmanii o să fie la putere. Nepotul cel mai mic este ajutorul în bucătărie al bunicii. Trebuie să fie turta ta de ghițmani. Închei-te la coftă, că-ți vezi coftă și tot cele. Ia că așa, e pus făină și fă-o așa. Și pe mântoarșe și... Să nu slichească bunica, că vezi că... Pune-te, Gaia! Cea mai grea parte este să cureți cartofele, deoarece ghețmanele sunt făcute din cartofi mici. Și în general tot, ghețmanele e și-o mai mult mâncarea tradițională făcută de bunica. În satele din Republica Moldova mai predomin tradiții. Aici în Chișinău s-a schimbat deja. Se împart pe picior egal atât bărbatul cât și femeia, adică este egalitatea de gen. Ceea ce nu putem spune în sat, fiindcă au rămas femeile în vârstă, bărbații și ei de mici au fost învățați că femeia la bucătărie, bărbatul iese afară și deja aici nu pot schimba mentalitatea oamenilor în vârstă. Se schimbă, dar depinde, nu trebuie să ne uităm la cei din jur, depinde de fiecare din noi. Schimbarea vine din interiorul nostru. Vă poftesc să mâncați din bucatele făcute și să vedeți cât sunt degustoase. O rupem în jumătate. Danu, cum e? Bun. Bun sau foarte bun? Foarte bun. La mare n-am fost, am uie am fost. Pătumii, mare. E mare, dar mă duceam după bani.